Mureș, 99 și 55, da? DBC. Primul care a trecut cu lemnul. Uite, eu cu pasul. I-a revenit la IPJ Mureș. Nu, e bun. Ia zi, unde suntem aici? Nu e bun IPJ Mureș. Zi, unde suntem? În Deda. Deda? Și de Deda către Rehe. Ce drum e asta? Nu știu. E un singur mare, să nu fac niciodată. Vezi, vezi acolo, dacă poate să răspund acolo. IPJ Mureș, nu e bun, nu e bun, știi? Nu e bun. E ocupat, nu? Sau e ocupat, nu îmi răspunde. Scapă ăsta. Nu o scapă care o... Să văd unde o ia, cred că... Incredibil, sun la poliție și nu răspunde. Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Aici nu răspunde nimeni. Că am dat în dedo acum. Da, poliția? Bună ziua, mă numesc Nițu Robe Gabriel. Domnule, suntem în dedo, ne îndreptăm către Reghin. Avem un camion care are și supratonaj și marfă în plus, cu masele noastre. Mai exact, unde sunteți mai exact? În Deda, ne îndreptăm către Reghin. În Deda? Da. Trebuie să sunați la poliția Reghin. Trebuie să dai un număr. Da, așa că mă uit un pic. E același număr, să dai aici. Ia, spune. 0265. Da. 513. Da. 755. Mulțumesc. La cele sănătate. 513. Cât ai zis? Lasă că sună. 755, lasă că vorbesc. Hai, vorbești, da. Până vorbești, deja pleacă asta. Alo? Păi nu mai are niciun telefon, bine, omule. Ce să fac? Nu merg telefoanele, uite, ăsta este, zici că robotul răspunde. Să cum faci. Incredibil. Mobilul numere, ăla numere, ăla altul numere. Incredibil. Sunăm la poliție și sunăm degeaba. Acum ai ocupat. Bela Atila mă numesc și vreau să reclam un transport de material lemnos. Zic Bela Atila mă numesc și vreau să reclam un transport de material lemnos. Unde? În ce zonă? Acum a ieșit din Vălenii de Mureș și se îndreaptă către Brâncovenești. Vălenii de Mureș, Brâncovenești, da? Da, mers. Aveți ceva date? Da, Mureș 99. Mureș 99. Daniel. Da? Bela. Da? Claudiu. Da? DBK și pe remorcă 55 DBK, Mureș 55 DBK. 255, tot scalii de culoare verde. Vă rog frumos să-l dați, se îndreaptă către Reghin. Eu sunt după ea. Mulțumesc. Ia să vedem dacă își face poliția datoria așa cum trebuie. Omul este destul de clar că are masele noastre în exterior. Da, deci inclusiv supratonaj în afara chestii astea, adică și SCTR-ul poate să îi facă o surpriză frumoasă. Lipsesc indicatoare 70, 80, 90, 50, cât mai este. Să contrabalansează și vrea să oprească. Ce vrea să fugă, nu? Să dați parcare. Să parcare. E bine și așa. Trebuia să fi dat numărul de telefon, de aia ți-am spus că era mai bine dacă sunam eu. Sună eu de poliția. Ah, da? Hai, să vezi, și-a dat seama săracul că, aici, să mă duc să că este urmărit, și înțeles? Mele. Da, și-a dat seama că este urmărit, că ne chinuim după el de un amar de vreme. Și acum,
în sfârșit și-a dat și el seama că deja este capturat de pirații somalezi. Adică activistul Buzoian și... Ia uite-l. Ia uite-l pe ăsta. Ce mai fi vrut să facă, mă, frate, ăsta? Ce tare. Creează panică nucleară asta. Hai, mă, că ăsta creează panică nucleară. Era să... Am crezut că... Am crezut că vin să mă atace, a? Da, mă, dea cu spatele să dea mini. Uite, a plecat, da? Obiectivul. Obiectivul principal. N-am apucat să fac poze, că cum vreau. Am făcut eu, îți dau eu, dacă... Ia de coane. Îți dau eu, dacă... Stai să văd cum o ieși. Da? Și-a dat seama să rog. Oprește-o aici, să mă duc să... Este... Nu trebuie. Uite poza aici, dacă vrei să vezi. Poți să o iei din telefon de aici. Trebuie până la mine. Pe noi, că e alt telefon. Tu trebuie să-i faci o poză după el. Uite. O să-i faci o poză. Fă-i. Da, deci poliția în primul rând este cea care trebuie să ne sprijini, de avem nevoie de poliție. Fără poliție nu putem să facem nimic, suntem legați la mâini și la picioare. Ăsta cu... Ce poze la poze. Ăsta cu camionul este în spatele nostru, adică să nu creadă cineva că am scăpat. Incredibil așa ceva. Incredibil. Suntem prinși între camion și furgonetă. Ia să vedem dacă... Am uitat în Brâncoveni, să vedem dacă îl oprești pe aici. Trebuie să-l oprească unde ai sunat sau? Nu, mereu. Dar trebuia să-i fi dat un telefon să ne... Acum vedem unde o ia pe aici. Mere în stânga sau mere înainte? Trebuia să-i fi lăsat numărul telefon ca să ne contacteze. Au ei numărul meu. Știa cu cine vorbea dispecera? No, bine, că la asta am făcut cercetare la IPJ. Păi și unde trebuie să o oprească? La aici sau la Reghen? O luat înainte la Brâncoveni, deci o să meargă către... Eu, către... Săracul el se mai la dreapta, că se gândea să-l depășesc, dar nu mă lasă în cioabă. Nu mă lasă să-l depășesc, că îl așteaptă poliția în față. Ce tare! Deja am primit flash-ul că e poliția în față. Omul are posibilitatea să fugă. Oare o mai putea să fugă el acum? I s-a pus crucii. Astăzi i s-a pus crucii. Este o zi, e sărbătoare pentru noi, că pentru el este o zi în care paguba în creștere. Da, dar îți dai seama, deci proprietarul firmei, da, este soțul procuroarei, fostei procuroare din Reghin, care tocmai s-a pensionat. Deci soția patronului, care are camionul acesta, este prima procuroare din Reghin, de la parchetul de pe lângă tribunalul sau judecătoria Reghin, ce mai fi. Deci, ce pretenții mai aveți dacă o soție de administrator de firmă, fostă procuroare, tocmai ce s-a pensionat, asistă la astfel de evenimente cu masele masă, cu metri cubi în plus, cu supratonaj, camionul nu prea e conform, v-am spus că lipsesc inclusiv chestiile acelea care limitatoarele, din ceea ce văd pe partea dreaptă lipsește un carenaj la roată, chiar două, deci fără să mă dau jos din mașină, gata, ia uite ce... Ce necăjit este acum, mă. Ce necăjit, măi, frate, mă. Du-te-n partea alaltă, că nu vine nimica. Poți să treci, că acolo parcare să nu stăm ca fraiere pe aici. Stăm aici. Las că de acolo mai ușor de făcut poze și de asta. Nu, dar ne dăm jos. Păi ne dăm, dar aici stai pe drum, știi? Și ai vrut să fac niște poze, știi? Hai, bă.
Avem poliție profesionistă în Mureș. Mi-a lăudat colegul Cioabă pe toți. Ia uitați masele noastre ieșit în afara, da? Remorci. Ia uitați ce aici, măi, frate. Incredibil, da? Incredibil așa ceva. El așa circulă pe drumul public. Bineînțeles că are și peste limita admisă, peste tonaj. Ceea ce spuneam, limitatoarele lipsă, carenaj lipsă, caucicuri opingi. Ia să vedem mai în față ce găsim. Două centuri, ar mai fi trebuit să mai fie încă una. Ăsta deja e plecat aici, da? Deci e plecat. Da, da. Haide. Mergem la ocol, numai să nu cadă ăsta pe mine. Adică este într-o stare foarte avansată de putrefacție acest camion. Soțul doamnei procuror, vă dați seama când stătea femeia și ancheta mafia lemnului, cerceta mafia lemnului, doamna procurare. Acum ce mai faci cu coane? Nu mai cercetezi? Nu mai anchetezi? 16 metri. Cât a zis că are pe față? 16 metri. Îți dai seama? Îți dai seama? Și tonaj de bubui asfaltul. Intră la live, uite. Deci nu se poate așa ceva. Oameni care au lucrat în Ministerul Justiției, familie de oameni cinstiți, procuroare, soția domnului administrator. Noroc că s-a pensionat. Când s-a pensionat? Luna asta sau luna trecută? Anul trecut, da. Anul trecut. Hai să fac. Uite și cum live. Să fac banii. Gata, intră pe live colegul. Deja s-a pregătit jumătate din România să intri în direct. N-au frică de nimeni, nu, da, ziua în amiaza mare, pe lângă poliții trec, zi de zi, direct din pădure vine om acum. Incredibil așa ceva, nu se poate așa ceva. Este incredibil. A trebuit să vină și ISCTR-ul, da, o să solicităm și ISCTR-ul pentru că omul are mult peste, da? Și niște amenzi și niște măsuri sunt foarte bine luate și din partea ISCTR-ului. Camioneta aia care dădea să dea în spate să mă lovească, în spate nostru în continuare, adică suntem în continuare urmăriți din parcare de acolo. Să nu crezi că am scăpat. Da, tu poți să o filmezi, că e în spate. Să n-am treabă eu acolo. Ah, n-ai treabă. Dacă n-ai treabă... Cade și lemnul pe jos. Bună ziua, domnilor! Suntem în județul Mureș, localitatea Reghin. Avem în față un ansamblu rutier Mureș 99 DBK, Mureș 55 DBK. Ansamblu de soț de procurare.
Procuratoare. Mureș 99 DBK are un aviz de 16 metri cub. Și Mureș 55 DBK un aviz de 23 de metri cub. Am reclamat poliției, cum vedeți, mașina de poliție este în față. Acum va fi condus la Ocolul Silvic Reghin pentru măsurător. Cerem și să fie chemat și domnii de la ISCTR, da, pentru cântărirea vehiculului. Uitați, gabarit depășit, un aviz de 23 de metri cub. Această firmă Dan Borcom SRL este de aici, din Jabenița. Patronul firmei și doamna nevastă sa, fostă procuroare la parchetul Reghin. Vă rog să-l distribuiți mai departe, să fie vizibil acest live. Sperăm că măsurile vor fi luate cum trebuie și nu se va ține cont de această treabă că doamna a fost procurarea. Păi nici n-are cum să mai la parchet. A fost, nu mai este. Nu mai are putere. Deci Mureș 99 DBK cu Mureș 55 DBK condus de către poliția rutieră către Ocolul Civic Reghin. Dar normal ar trebui să se sesizeze doamna procurare, să vadă pe live ca să ia măsuri. Nu? Să anunțe că sunt alții de parchetul. Încă este ziua, să vedem dacă se va fac astăzi măsurătorile sau numai mâine. Ideea este să vină și ISCTR-ul să cântărească acest vehicul. Uitați aici la încărcătură, aviz de 16 metri cub pe camion și un aviz de 23 de metri cub pe remorcă. Să nu mai vorbim de starea vehiculului, iar asta nu prea ne interesează. Aici este poliția rutieră care poate să ia măsurile legale pentru asta. Cu această ocazie le și mulțumim polițiștilor care au intervenit. Au intervenit rapid, au oprit vehiculul și deja suntem și ajuns la destinație. La destinație aici. Uitați-vă la încărcătură. Destinația finală. Aviz de 16 metri cub. Și aici avem un aviz de 23 de metri cub. Acum a intrat în curte la Ocolul Silvic Reghin. Ia să vedem. Și de aici vă ținem la curent mai departe cum să o să avem detaliile. Vă mulțumesc frumos pentru că ne-ați urmărit. Aici este și firma. Furgoneta care, care v-a spus că ne urmărea. Care ne urmărea. Și vrea să dea cu spate să mă lovească. Da. Seară faină, vădă-ne. Uite ce băieți frumoși. Deja te-a văzut pe live. Pe bine, normal că văd. Hai, hai, acolo să mergem acolo la poartă. De pe pula mea, că nu sară, știi, acum, că nu sunt. Oamenii care ne urmăreau. Ne-ați văzut pe live? Ne-ați văzut pe live acolo? Nu? Dar te ceră din domnul. Ne-ați văzut pe live când am intrat sau? Nu? Nu, că am văzut că ne urmărea și de asta. Da? Ne urmăreați, am văzut. Nu știu, v-am întrebat dacă a văzut că ne urmăreați. Să ia oamenii, ai văzut? Bine, da, bine, luați-i, luați-i. Luați-i. Ia să vedem ce surprize, surprize. Camionul cu surprize, doamnei procuratoare. Dacă și procurorii, familiile de procurori în țara asta au ajuns să fie
părtași la astfel de evenimente, ce pretenții să mai avem la alți indivizi? Da? Ce pretenții să mai avem la alți indivizi? Ia uite, s-a închis aici. Ce mai faceți, domnul paznic? Ce mai faceți? Bine, sănătate și noi drumul să intrăm, să vedem și noi aici. Să ne uităm la... avem, vorbim cu poliția, să vorbesc cu poliția. Vorbiți cu dânsul, eu nu pot. Nu? Ce rugămintea la dumneavoastră, să chemați și ISCTR-ul, omul are mult peste 40 de tone. Adică trebuie și ISCTR-ul să-și facă datoria, da? Să ridice numele de matriculare, sancțiune. L-am învățat de mic, că acum m-am făcut mare și le știu pe de rost. Da, da, da. Da, 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 uite, uite ce, alții, da, alții oameni care, aici e numai cu... Ce rugăminte am, domnul polițist, vă rog mult de tot, lipsa indicatoare de viteză și carenajul la roată îi lipsește, sancțiuni suplimentare, iarăși, că băiatul este profesionist până la capăt. Nu se apucă de lucru de nimic. Și inclusiv că i-a ieșit marfa afară din portbagaj. Da? Da. Păi și cum, când putem să cubăm acum să asta? Ce facem? Ce facem acum? Păi stăm ca și căței la... Nu te lasă, mă. Nu te lasă. Am înțeles. Da, din păcate... Dar avem încredere în acești polițiști pentru că sunt băieți de nota 20 cu plus, 20 cu plus sunt, da? Niciun fel de emoție nu ne dau domnii, sunt polițiști profesioniști, cinstiți, onești. I-a oprit, ați văzut, nu s-a pus problema, l-au adus la cubat, vine și ISCTR-ul, le-am adus la cumătriță și următoarele sancțiuni. Păi, atunci noi nu mai stăm, nu? N-are rost, trebuie să... Rămânem un pic să vorbim cu poliția. Solicităm polițistul 44, nu? Să vedem ce măsuri s-au luat. Ca să nu... Stăm un pic să vorbim cu poliția. Da, ok, ok, bine, hai să vedem. Da, ok, ok. Ce să... Îți spun ceva. Uite să rămână, Matale, ești un bărbat bun cu toți. Când te enervezi, lumina să nu fie înaintea ta. Ciuda pe loc că trece să te enervează nimeni. Când ai bani, dai la lumii. Când nu ai, e supărat să rușnic cer de la altul. O boală, cine pe trecut. Durere de mână, de picior, cine a dat. De picior, uite mă, vezi? Frică de cuțit de operație, cine a dat. Uite mă, da. Bă, durere, cine poate? O mare cine e văduvă? Cum? Văduvă, cine este? Maica... Orbe de despărțire, cine a fost? Tot a... Cuvinte proastă, rușunoasă, a fost o ceartă, a avut. De multe ori am spus că la noroc, o șoferie cine conduce? Băiat. Un serviciu în partea statului, cine a condus? Oh, nu, mă doare ferea. Cine a condus un serviciu în partea statului? Iohannis. 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 Okay, ai pe cineva. Da. La grâni s-a făcut serviciu de mine. Da. La prostinu. Luxul cu de viața, pentru că întreagă un prostinu te duce. Ia bine ceva paralel, acolo să vedem. Paralel? Cât vrei, Matale? Dar ce e acolo? Haur? Ce e la acolo? Nu, asta aici e din haur. Asta nu e aur. Dar ce e? Le-a dus copiii la maniș și nu l-a primit și l-am luat eu. Păi uite, ia fă așa la dinți, ia. Ia uite, ai dinții de aur. De aur. Păi și-ți mai trebuie bani? Ai de 40 de ani? Da. Și-ți mai trebuie bani după... Deci eu cum, de sănătatea ta să ai noroc să dea Dumnezeu aur și la Matale mult. Aur? La mine? Da. Păi dăm de la tine de acolo, dacă... Ia pune acolo. Ce să pun? Pune un bani. Cât bani să pun? Ia să vedem dacă... Cât vrei, Matale? Ești un domn. Îți bune ăștia? Pune acolo să iau pâine, hai. Mai pâine. Mai pâine. Hai să râdem de când să plângem, că e mai bine să plângem. Cât să mai pun, că nu mai am. Vrei. Ajunge. Să-ți dea Dumnezeu mult bani, mult sănătate, mult noroc. Bravo, mai mult bani să-ți dea Dumnezeu și sănătate la toată lumea și nouă. Și ce să mai dea Dumnezeu? Hai, să-ți dea Dumnezeu. Dar tu unde muncești? Ce? Zice vrăjeală cu farajul. Și cu ghicetul ne-a lăsat domnul.
să ghicim. Ia mai ghicești, ia mai zi ceva. Hai. Avem darul de ghicit. Zi de mine ceva. Uite, zi de el, uite, că e pe plan local de aici. Sărțică scade mare noroc, mare bucurie. Unde? Stai în dușman mulți. Nu ți-ai da. Putut de la nimeni, mai de la Dumnezeu. Nu. Să nu te superi pe mine. Nu. Uite, erai în trei cumpini, una, două, trei. Da. A treilea a fost moarte de când leacă. Te-a scăpat Dumnezeu că ai avut dreptate. Eu... Tot răva i-a auzit de la toți. Știi, mă, că am fost în moarte clinică, că asta, uite, eu știi tot. Ascult odată. Da, dar ne merit. Dumnezeu te-a... Doamne, mai te ascult. Așa. Dumnezeu te-a scăpat, ai avut dreptate. Da. Tot răva i-a auzit de la toți nebuni și tu bine ai făcut. Da. Puteai să faci un râf și n-ai făcut. Da. Și din cauza asta... I-am iertat pe toți, uite, și pe băiatul ăsta cu camionul. Zic că nu-ți trebuie nici bani, nimic. Nu trebuie. Un pic din cer. Nu e bine și bani. Da. E bun ca dacă ai, ți-ți capăt un de vară. Îmi trimite. Ai vrea să pleci la un drum lung. Nu mai pleci la drum lung. Ai vrea să nu pleci. Nu mai. Mă duc acasă, mă închid în șifonier. La drum ți-a plăcut să râzi, să gândești cu toți. La prost minus, îți cade noroc, trebuie da. Să trăiești. Cum te cheamă? Dumnezeu bani mult și noroc să te cheamă? Olimpia să rămână. Olimpia. Bravo. Da. Ajunge că ai dat-o sub gata. Da? Ți ajunge pentru da, azi. Cât ai ajutorul social? Da, n-am ajutorul social. Nu-ți dă ajutor social? De ce? Te-a văzut cu dinții aia frumoși? Da. Și ce a zis? Nu de... Ia, ia vezi, vezi acolo. Matalia să rămână, ești un ia vezi că... Îți cad din mare noroc, mare bucurie. Cine te vede că răși cu gura, crede că răși cu inima. Focul la vatră s-a stâmpărit și la inima Matalii nu s-a stâmpărit. De bun. Hai că l-ai ghicit și pe ăsta. De bun, ești bun cu tot. Dacă te-a călcat cineva pe picior, jar mănâncă. Opa, vezi? Când ai bani, dai la lumii. Că nu ai, ești supărat să fugi nici din altul. Din mâna altului n-ai luat, n-ai furat. Din mâna Matalii am mâncat toți. Ai dat și din mâna, din mâna și de bună să fugi. Dar tot ai luat. Cine a condus aia în statului? Bunicu, bunicu, a fost la colectiv. Da. Fost brigadier. Aștept, vă devie cine poate să vină, cine va devine. Vorbim despărțire cine a fost. O milă bună la... Bunicu. L-ai ghicit și pe asta. O milă bună la... L-ai ghicit pe toate. O rană în mormântare a fost. Tare a fost supărat, dar scadea. Ia, dă-te așa că au venit... Dacă ne calcă șeful de acolo, asta e supărat pe mine. Da? Adică, acolo mă vedea miliția, că ia bani mult, aici nu mai mă vede. Aaa, că nu te vede de ea. De-aia nu luai tu bani de la mic, că vedea miliția. Hai că cer eu de la omul ăsta. Nu o să rămână. De când să plângem, mai bine să râdem. Ai zis și la omul ăsta. De când să plângem, mai bine să râdem. Iarăs, mai râs cu dinții aia. Bravo. Să zicem, îmi pun mâna acum, dar ce-s popă? Așa-i bine. Da. Ești prea bun de aici. Gata. Gata? Ajunge? Hai. Gata, s-a rezolvat. S-a rezolvat. Nu, ți-a ghicit, ți-a descântat. Deci suntem protejați acum. Domnul ăsta te iubește ca la un frate. Pe mine? Da. Ține la mădaie. Și eu țin la ea, să rog. Doi bărbați nu ține de mine, ca de dragi. Unul n-a uscat, dar unul scurmăruțăm. Să ne iartă Domnul și Domnul Iisus și Domnul ăsta. Dă-ne o mândră să fim trei. Da. Să ne iartă Dumnezeu. Acursă-te, păpă, că n-a să poate cu tine nimeni, că ești cu dreptul. Eu. Și nu-ți e frică de la nimeni, e mai de la Dumnezeu. Un servir mai mare ai petrecut. Nu, noi nu putem să muncim, ne doare feria, ne doare face presoare. Am fost odată șofer pe autobuzia să mă cu... Da. Reumatismul. Îți place să gândești, să vezi cu toate. Da, lucruri. Da. Cine e lucruri serioase, îmi place. Da, prostie. Noroc, trei dragoste ai avut. Am avut eu, da. Și o să mai am ala, să da, ai o parte miastră, e geloasă, e ambițioasă, ține la matai. Da. Să știi că nu-i curva încă. Nu, nu-i curva. Nu-i curva. Dar la vrum e ține, dar la cât e fără așa ai vândut azi? Ține la matai. A, ținem așa, la... Nu prea are lumea. Dar la Vrăjoale au căzut mulți la... pentru fărașca, ca ăla cu țigla, știi? Știi cum e el cu cărămidea la pescuit? Da. Două împrânduri. Știi cum e el povestea aia cu cărămidea la pescuit? Da, să duci la mișto. Să știi că scade mare în urmă, să dă toată dărul și nu mai dă la tot. S-a țicat a două oare că e cu mișto la incidentul. O parte ziliască, nu-i curva, că nu știu că dacă nu-i niciunas. Fără tine, prânge să nu te pierd. Dar e geloasă, e ambițioasă. Bă, dracu, le zic că cum lasă de fumat, că asta e problema. E geloasă, e ambițioasă, ține la matalii. Prânge ca să nu te pierde. Și ține multă parte, m-am dat scat din nou. Hai, drum bun. Să trăiești, sănătate. Doamne ajută, să ne vedem. Spor la vânzare, de forașe. Să dea, domnule. Ne vedem și mâine. Ia mai râzi odată. Ia, așa. Ne vedem și mâine la ora asta, pe aici, dacă mai fură hoții. Da, hai. Uite, ai și straița plină.
Da, hai că ai făcut treabă cu noi azi. Ai făcut treabă, bună. Vrăjeală din popă, din țară. Da, dar cu fărajul te arăte soate. Fărajul atrage atenția și da. Cu restul te ia pe altă parte. Te ia pe altă parte. Auzi, ca să nu vadă poliția, de ce nu vrea ea să ia bani? Că era frică de poliție. Era frică de poliție. O vezi poliția. Deci am vorbit cu domnii polițiști, nu o să-l descarci până când nu vine SCTR-ul. Păi ăsta a fugit odată, nu? Care, ăsta? Ăsta a luat la fugă odată. A lăsat camionul și a fugit. 16 tep, ăsta a fost confiscat în Neamț. Aha. De Daniel Bodnar, a fost confiscat. Da, nu mai am nici stic. 11 metri cub de când ăsta a fost. Deci am vorbit cu domnii polițiști, nici măcar nu o să-l descarce până când nu vine SCTR-ul mâine dimineață sau după amiaza asta când o veni, după care o să fie cubat, da? Solicităm pe 544 să vedem ce măsuri s-au luat și cu asta basta, v-am pupat, la revedere. Abia urcă omul ca un om obosit care a ajuns la vârsta de 70, 80, 90 de ani și urcă, da? Urcă și el la munte. Alo? Bună seara, nu știu dacă am sunat bine, vin dinspre Brașov către Predeal pe E60, am în fața mea un camion care are supratonaj, București 20, capa IM, de culoare roșie. Am sunat la IPJ Prahova, trebuie să sunat la IPJ Brașov. Da, deja intru în Predeal, acum ce să mai sun la Brașov? Păi Predeal nu este de Brașov. Da, haideți că încerc acolo, mă scuzați. Bine, bine, bine. Bună seara, mă aflu pe E60 către Predeal, am în fața mea un camion cu supratonaj, București 20, KIM și cu remorcă Argeș 02, KIM. Aș vrea să-l oprim eventual la Predeal, că urmează să intrăm în Predeal, dacă se poate. Dar ce cu mașina aceasta? Ce se întâmplă? Da, domnule, are supratonaj, adică ăsta pasă răstoarne peste noi și merge cu limita depășită, de gabarit depășit, adică peste 40 de toni. Asta așteptăm se întâmplă. Puțin, vă fac legătura la Predeal. Da, domnule, aștept aici. Când faci legătura, ajungi la Predeal. Bună seara, domnule, mă aflu pe E60, mai avem puțin să intrăm în Predeal, dinspre Brașov. Un camion cu supratonaj sunt în spatele lui. București 20 KIM și Argeș 02 KIM cu remorcă. Vă rog. Deci, și ce are? Are de marca ce e? Da, domnule, supratonaj, da, deci are lemni. Are lemne, da, are da, da, da. Haideți să-l oprim la dumneavoastră acolo, dacă ieșiți în stradă, îl oprim imediat că urmează să intrăm în Predeal. Am înțeles. Luați și numărul meu de telefon, vă rog, 0767 67, da. 628 965. E de culoare roșu, Nițu Robert Gabriel mă numesc. Da, deci un camion roșu. Da, da, București, Nițu Robert Gabriel. Roșu Gabriel, da? Robert, Robert Gabriel, da. Haideți ca să prindem, că el abia urcă săracul, e supărat rău. Da? Haide, să chemăm niște CTR-ul, să punem la punct în seara asta. Bine, la revedere. Mulțumesc. Nu se poate așa ceva. Deci ce a ajuns țara românească să-și bate joc care și cum vrea de țara asta, da? Ia uitați și aici, măi, fraților. București 20 KIM. Da?
și AG-02 Kim. Kim și KIM. Bombă atomică. Bă, 70 de roți. Să vedem dacă îl oprește poliția din Predeal. Eu am făcut treabă cu poliția de aici din Predeal. Foarte cooperanți și foarte profesioniști. Sper să nu fiu dezamăgit. Da? Referitor la celelalte aspecte, poze și restul ce mai ar fi de cubaj, o să vedem la când o să oprească el, pentru că eu nu știu, eu nu sunt de acord cu o poză pe aici, mă rog, mai multe chestii, în momentul când o să fie oprit de poliție, o vedem și celelalte aspecte. Numai în noapte așa să petrec lucrurile, pentru că ziua mai este poliție, mai este ISCTR, mai sunt, dar uite, la Predeal, da? Dacă vă uitați tot pe Activistul Incomod, vedeți când am oprit, când a fost cursa aceea infernală pe trei județe și bineînțeles a fost potcovit pe lege așa cum se cuvine de către poliția din Predeal. Ia să vedem dacă ies domnii, că după undeva după aici ar fi trebuit să iasă, dacă mai ies domnii de la poliție, dacă vor să mai iasă, dacă nu, o scăpăm. Dacă nu, scăpăm. Am dat și numărul de telefon. Ia să vedem. Mai prindem sau? Problema este că nu mi se par în regulă fotografiile. Nu știu dacă eu din ce văd, văd altceva pe aici. De asta aș vrea să vedem, să-l oprim și să vedem mai exact. Face poliția, că nici nu sună, nici nu, cred că va trebui să ne pregătim de o altă cursă mai lungă acum. S-ar putea că nu avem colaborare și e mai greu. O să intru în județul
Prahova, iarăși. Deci, nu degeaba am sunat la Prahova, că am zis că până când se pregătește poliția, intră în Prahova. Ia să vedem. Gata. L-a oprit poliția. L-a oprit sau nu l-a oprit? Că avem poliție. L-a oprit. Sigur că da. Sigur că da. L-a oprit. Că așa trebuie să-l oprească. Așa e frumos. Să fie oprit. Sunt poliții. Să fie oprit. Așa e frumos. Ia să vedem. Ia să vedem cum își face poliția datoria în seara asta, așa cum trebuie, da? Deci, exact așa cum trebuie. Exact așa cum trebuie să-și facă treaba. Bună seara! Bună seara! Sunteți împreună cu dânsul? Nu sunt împreună, eu sunt reclamantul. A, dumneavoastră sunteți apelantul? Da, m-am apelat, da. Dacă ați făcut sesizare, acum lăsați-ne până să ne facem treaba. Mai păi aveți vreo trebuie problemă să... cu ei? Da, sau? Nu, da, eu deci stau aici, nu plec. Să vină CCTR-ul să ia numele de matriculare, să ducă marfa la jumătate și să sancționeze. Dacă nu, să imobilizează ansamblu. Înțelegeți? Adică nu știu dacă știți dumneavoastră pe podiul ăla 195, articolul 117, alineatul 1, litera C. Nu știți. Vedeți? Eu le știu. Vorbesc poate cu domnul polițist și el știe mai bine. Da? Mă rog, ne interesează ca transportul să fie ok. A, da, n-am avut timp să-l bine, să vedem și la Cubaș, că încă nu m-am uitat. Okay. După el, adică nu pot să fac atât de multe lucruri deodată. Da, 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 verificați dumneavoastră acolo. Da, da, verifică domnul jandar. Verificat, tri, domnul jandar. Domnul jandar verificat, tri. Ce știți voi? Profesorist. Da. Altele verifică exact domnul jandar, da? Vreau să văd și la Cubaș și la alte chestii care încă n-am avut timp și cum să văd chestiile astea. Pentru că abia l-am, e cald, domnul, da, abia l-am... Deci omul este recent. Ia să vedem, aștept puțin poliția să facă treaba și intervin. Bună seara! Să trăiți! Vreau să... Deci omul are supratonaj, de asta chema și CCTR-ul ca să-i ia numele de matriculare, să sancționeze și să ducă la jumătate, că trebuie să ducă ea conform legii. Pentru asta, da, pentru asta am solicitat intervenția dumneavoastră. Inclusiv dumneavoastră puteți să sancționați că marfa este pe afară și nici măcar un triunghi reflectorizant sau ce mai trebuie lui n-are acolo ca să se... Da? Deci pe partea din spate, eu un metru în afară, vedeți că eu și filmez și de asta. Da. Foarte bine, foarte bine. Dumneavoastră ați întrebat să sesizarea. Da, eu am, nu vedeți că după el... mai exact, că are încărcătură peste? Da, da, să vină ISCTR-ul și urmează să mă uit și la Cubaj. Acum studiam, când am apucat, că dacă am fost în mașină, urmează să văd și dacă e nevoie vă spun și despre Cubaș, dacă îi mai face sau nu. Dar ISCTR-ul trebuie să vină să nu mai plece de aici, da? Avem OG-ul 195, articolul 117, în caz de nu vine, puteți să-l imobilizați, da? Aliniatul 1, litera C. Aveți pe competență, puteți să-l imobilizați până când vine ISCTR-ul, până mâine dimineață. Dacă e nevoie, mâine dimineață să vină. Da? Bine, da. Inclusiv dumneavoastră puteți să-i dați sancțiune pentru ce v-am spus. Doriți să chemăm pădurarul ca să... Așteptați, cubeze, da? Așteptați puțin că vă spun și chestia asta, că trebuie să mă mai uit puțin, că n-am... 10 minute vă spun imediat dacă solicit și Cubajul. Păi dacă solicitați dumneavoastră sau... Eu dacă solicit, dacă dumneavoastră vreți să cubați, cubați, dar eu nu solicit în acest moment. Okay, să verificăm și noi. Eu solicit ISCTR-ul. Pozele de pe sumar și... Da, domnule, eu solicit ISCTR-ul pentru că omul abia urca. Și dacă vă uitați pe esență și pe, da, el are 45 de tone garantat. Da?
Aici trebuiau 3 centuri, are numai 2. Da, o să mă uit și la cubaj să-l mai studiez puțin. Nu mai este nevoie de cubaj, m-am edificat. Să-i dea vreo 3.000 de lei, 30 de milioane bani vechi, 3.000 de lei pentru faptul că sunt ieșite lemnele afară. Da, odată, să vede studiul clar. Să-i mai dea pentru faptul că nu este nimic reflectorizant pe masa lemnoasă, deci în spate, dacă ne uităm, nu o să vedem nimic exact aici. Să-i mai liniștească puțin și să vină ISCTR-ul, frate, să-i dea 200 de milioane amendă, adică 4.000 de euro să-i dea. Păi da, 4.000 de euro cu încărcătura asta pe care o are el. Uitați-vă și voi unde se duc buștenii, da? Ce frumuseți de brazi. Ce frumuseți, unde se duc ei. Uite, unde se duc buștenii. Frumuseți. Drepți. Unu și unu. Unu și unu sunt. Ăștia sunt cel puțin la 60-70 de ani, au ăștia. Da? Și ăștia au, ăștia sunt seculari deja. Ăsta are peste 100. Peste 100 de ani, unul. Și sunt deja 1, 2 și acolo 3, 4, 5, 6, 7, sunt vreo 10, 11, 12, 13, 14, numai de aia de 100 de ani. Nu, no, mă, treabă, nu-i deranjează nimeni pe ăștia. Ne oprește pe noi când avem centuri. Auzi, patronul-i patron, să o odihnești. Mai oprește poliția, mai dă o amendă. Păi da, asta a plecat rocoanța pentru cine este interesat, da? Să văd că-s plecat, uite. Dacă mă pun drept camion, el-s plecat, uite. Da? Uite. El-s plecat, rocoanțele. Nici n-are cum altfel. La greutatea asta care o are când începe să danseze, îți cade în cap ăsta. Deci sunt foarte, foarte mari. Să vină ISCTR-ul să-l liniștească, să doarmă în cabină noaptea asta. Ați dormit vreodată în cabină noaptea? Noaptea ați dormit în cabină vreodată? Poftim? Eu n-am dormit că nu sunt șofer profesionist ca dumneavoastră. Mai puteți? Pot, dacă stau, nu vedeți și noaptea și ziua. Merge, mai merge treaba cu lemnul? E profitabilă? Cum? A, să nu te mai filmezi? Păi cum să nu te filmezi, măule? Nu vezi cum mergi cu... ...tonajul ăsta, că abia urcai. Ai 40... Ai 40, 40, 45 de tone numai marfa. Deci tu ai 40-45 de tone numai lemnul. Ce să-ți mai zic? Când 40 de tone e limita admisă cu tot cu camion și cu remorcă. Nu ți-e frică că omori pe cineva, că se răstoarnă la o curbă, la să faci o explozie, să rupi vreun fier și se răstoarnă. Și tu poți să fii o victimă, că se răstoarnă cu tine, doar nu se răstoarnă cu mine camionul. Eu merg cu BMW-ul, tu mergi cu mastodontul ăsta. Asta imediat cum mai s-a rupt ceva, hop, te-a tras ori pe dreapta, ori pe stânga, ori peste altcineva. Stai să vedem, poate ai noroc în seara asta. Să mă gândesc să dormi în cabină de asta. Poate ai noroc să dormi în cabină noaptea asta. De asta vreau să te întreb prima dată dacă ai mai dormit până acum în cabină. ISCTR-ul nu te-a oprit niciodată, sunt convins. Dacă te oprea, nu mai făceai așa. Da.
ai fost controlat și ai fost în regulă, nu? Da, dacă ai fost în regulă, tare m-aș bucura să mai fi controlat odată, adică în seara asta, să vedem dacă tot în regulă așa ești. Adică tu acum ești în regulă cu tonajul, cu cum ești tu, cum ești tu cu avionul ăsta al tău, zburător. Da. Hai să vedem ce zice poliția. Că te încarcă prima dată cu niște amenzi și după aia dacă este ca să să-ți prelungești noaptea în cabină în seara asta. Mamă, mamă, câți bani sunt ăștia, câți bani, mă uit la buștenii ăștia, câți bani poate să fie, cât costă, da? Câtă valoare are marfa asta care o duce omul ăsta acum, cred că 20.000 de euro, da? Cred că 20.000 de euro valorează marfa după camion și remorcă. Ia uite, e verde, da? E verde, uitați-l aici, uite cum e verde, 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 l-a tăiat că nu era bun, l-a tăiat că nu era bun, era putred. Ia să vedem poliția ce zice. Salut! Hai că pentru tine am întors. Ia zi, tata, ce faci? Nimic, am vrut să salut. Ah, că să se bobască, ăștia de obicei sare la bătaie, crezi că... Eu mă uit la tine pe YouTube, știi? A, bravo, tata. Te-am văzut acum că mi-am dat seama. A, mai văzut cu mașina, s-a întors. Ia spune-mă, uite că tot ești aici la fața loc. Mă, cum ți se pare ție că omul ăsta are 40-45, între 40-45 de tone are numai încărcător. Eu zic că are 45 de tone. Și el numai încărcătura. Deci numai marfa. Vezi și tu cum arată, dacă te duci mai în față vezi mai bine. Legal. Tu dai seama că s-o răsturnat ăsta ce se întâmplă? Că el are cu totul, acum în momentul ăsta are vreo 60 de tone. Și normal trebuie să meargă cu 40. Cu totul. Și el are 60. Ia să te uiți, uite. Vino cu asta, vezi în față. Să vezi cum s-a plecat tirocoanțe, vino cu asta, vezi. Să vezi cum s-a îndoit. Deci el e plecat pe partea dreaptă, da? Și iată, să vezi acum. Uite ce bușteni de seculari. De unde? Că nu e lemn. Păi, uite, nu vezi? Vino cu asta, vezi. Uite-te tu la rocoanțele astea și spune tu acum, pe buni, sunt plecate astea. Uite-le acolo. Sus, uite sus acolo, bă, sus. Vezi cum sunt plecate? Bă. Sunt sau nu sunt? Adevărat, corect. Păi, vezi? Cum se rupe asta când o flamba odată și, nu? Corect. Imediat îl întorci. Mai ales că sunt plecate. Ferească Dumnezeu să cadă pe cineva, mai ales că la noi drumul sunt numai pe balanță. Corect. Îți doresc o seară frumoasă. Basta, și... sănătate, numai bine. Basta. Tot ce faci, respect. Pa, mersi, pa. Da, deci, uite voi, vezi, toată lumea e revoltată. Mai vin pe la Brașov să stai pe ei. Da, vin, păi numai pe aici stau. Numai pe aici stau. Pune centura. Da, pune centura, că de-aia avem poliții. Nu o să oprească pe oamenii ăștia cinstiți. Ne oprește pe oameni. Uite, bă, un camion corect, cum duce el la jumătate, da? Uite, la jumătate, așa trebuie să ducă toată lumea. Uite, cum duce el la jumătate. Da, vă rog. Da, deci nu mă interesează, cu bajul omul în regulă. Nu are CCTR-ul să vină să-l cântărească. El o să refuzi cântarul, că nu... Da, ce amenda, numerele... O să luăm legătura cu cei de la CCTR să vedem dacă poate să vină o echipă, da? Dacă nu-l imobilizați. Aici să rămână, nu mai pleacă de aici. O să sunăm și la pădurar, da? Nu e nevoie de pădurar. Auziți, nu e nevoie de pădurar, că omul în regulă privim cu bajul. Vă spun eu că e în regulă, nu are rost să... Deci, el are alte necazuri, nu-i pentru cupaj. Da. Ia să vedem ce a constatat domnul polițist. Să întâlnesc un proces verbal pe el la acest aspect,
verificare, și, da? Și aici nu are niciun triun reflectorizant, ceea ce v-am spus că ar fi trebuit să aibă sau ceva ca să, da, am să înțeles, e obligat. Este culoarea aceasta tot. Da, dar nu, luminile, trebuia să aibă, da? Cu verde, ceva cu ăsta, că ieșit afară. Am constatat că depășește. Da, da, cât e? 3.000, 5.000, cât e sancțiunea? Da. Nu știți, nu? E vreo 3.000. Ordonanța... Vreo 3.000, da. Da. E bun și eu. Da, este CTR-ul asta solicitată, nu, nu vreau nimic, omul e în regulă cu cubaj, da, nu, nu mă interesează cubajul. Atât, da? Dacă nu suntem imobilizați, aici, nu plec toată noaptea, stau cu el. Nu mai are voie să circule, că pun în pericol siguranța traficului rutier, adică dacă dumneavoastră îi dați acum frâul lui Iubesc să circule, mă obligați să vă fac punție penale, să stau pentru, eu sunt la altă poliție după aia, că intrăm în Prahova, adică nu las pe ăsta să... Meargă așa în halul ăsta, că nu m-a putut deloc din nimic. Din România. Nu, de unde sunteți pe urma lui? A, de la Brașov. Adică ăsta e un pericol pentru toată lumea. Vă arăt eu, dacă vreți să vedeți camioane care s-au răsturnat, remorși și astea, vi le arăt eu cum și oameni mor și tot ce vreți. Nu m-a interesat cu bașul, că am văzut că cam pe acolo este. Îi pierde de vreme. Omul să nu mai pună atâta pe mașină. A trecut puțin mai devreme un camion. Dacă l-ați văzut, ce frumos le avea încărcate. Așa trebuia să fie și ăsta, dar... De... Goana după bani e mare. Ce să facem? Ne punem la punct cu poliția, cu SCTR-ul. Dar nu mă interesează pădurarul, acum e opțiunea dumneavoastră, dar am înțeles, e opțiunea dumneavoastră. Pe mine e SCTR-ul, mă interesează. Bine, mulțumesc! Puteți să stați în mașină, că o să se facă fric, cum doriți acum. Da, da, vreau să... Vine și pădurarul. Vine și Georgica, pădurarul. Ați solicitat ISCTR-ul? Da, am discutat cu colegul meu de la dispecerat, să ia legătura cu ISCTR-ul și mă va anunța, da, cum va veni. Noi sperăm să vină, nu știu dacă sunt disponibil domnul de la ISCTR, vedem. Aveți dacă și este o echipă aveți, disponibilă, da? Aveți, v-am spus, eu sunt omeni și în proces de bază. Auziți, aveți în cadrul poliției, aveți și departament special care poate să vină și să îi scoată și cardul tahograf, inclusiv sancțiunii pentru lipsa, pentru că el o să refuze cântare când o să vrea să meargă și tot așa. Aveți o mișină de opțiuni. Da? Deci o mișină de posibilități avem, să-i punem la punct pe oamenii ăștia să nu mai fi pe partea dreaptă, rocoanțele sunt plecate, dacă vă uitați, pe camion. Adică la forța asta care o are, poate să le... Să le rupă, să dea camionul peste cap. A fost o problemă la da, dați-mă amendă. Redu. Dați-mă amendă, nu dați. Vreți? O căutați? Păi, dar dumneavoastră n-aveți competență pe ochiul 195. V-ați prins. Adică aveți, dar știți când aveți dumneavoastră? Aveți când blochează ceva, o poartă pe undeva la un spital sau... Ok. Da, da, da. Eu îl aștept pe George pe aici. Nu pot dura. Bun, îl pune la punct acum pe lege, adică îi dă sancțiune, sancțiunea cuvenită. Da. Și vreo 3.000 de lei, dacă îi dăm, 3.000 și nu mai știu, că sunt 5.000 parcă era asta cu... Da, patită pe aia mare de 5.000. Bună seara. Bună seara. Ce faci, ți-l cuba sau... Nu mai e nevoie? Eu am spus că nu e nevoie, acum domnul poliție îți va solicita, că... Din ce am văzut, cam acolo ar fi. Cantitățile? Cantitatea de materiale? Da, cam acolo, eu zic. Acum doar să poate știți mai bine. Și numărul de... Piese corespund. Număr, da. Da, nu, e cam acolo, e vă chinuiți, adică din punctul meu de vedere
E o muncă care nu se are rost, eu de asta... E indiferent. Dacă vreți îl cubăm, dacă eu am zis să nu. Ca să nici să nu vă chinui, că vă chinui fără rost. Pentru mine, eu am solicitat altceva, să vină ISCTR-ul, să dea jumate din masele noastre jos, să ia numele, să-i dea 200 milioane amendă, nu o să-l cubeze. Păi, dar nu e în regulă, are 40 și ceva de toni numai masele noastre. Înțelegeți? Depășește tonajul pătrumului publice. El trebuia să ducă la jumătate. Nu că îți cad din capul ăsta, dacă, adică la o de asta te trezești cu el. S-a întâmplat. Se întâmplă fiecare zi. Îi face o explozie, dar are multe, îi se rupe un fier de pe acolo. E o inconștiență asta, nu e nimic altceva. N-ar trebui să fie... Vreți să vă arăt eu... rar făcută. Nu. În moment ce a trecut de rar, bănuiesc că ia uite, rezistă. Ce rezistă? L-a supunat atâta pe el? Dacă limita am zis de 40 de tone și omul ăsta are 60 cu totul. Păi dumneavoastră... Da, trebuie să luați pe fiecare cap, nu pe tot. Pe care cap? Pe remorcă, după care pe cap. Așa, cât are pe remorcă? Totul pus numai pe capul tractorul sau tot pentru cât remorcă? Cât are pe remorcă și cât are pe cap tractorul? Da. Tonaj vorbim. Îl ridic un pic să-l măsor. Păi, dar nu vedeți că nu știți. Nu știți. Nu știți, dar nu știți, referitor la tonaj nu știți, dumneavoastră sunteți altceva, nu cu tonajul. I-am chemat, am chemat ISCTR, am solicitat, nu v-am solicitat pe dumneavoastră, de asta vă spun. V-a chemat domnul polițist, dar din punctul meu de vedere, în regulă omul și nu, nici n-are rost să vă chinui în seara asta să stați să luați tot ăsta la mână, că e în regulă, din punct de vedere al cubajului. Asta zic eu, dacă dumneavoastră vreți să cubați, cubați, că nu plec de aici, stau să punem cupla să vedem dacă iese cantitatea respectivă. Acum că ați venit și ați văzut că sunt piesele, ok, e un lucru bun, dar să vă spun eu, adică în principiu nu se mai fură la piese de ani de zile, rar când mai să, la diametru să... Am uitat și pe diametru. Adică, da, ultima dată am fost după unul cu cherestea, care omul avea acolo trecut un aviz de 10, de 9, da, deci avea întotdeauna alte cantități decât ceea ce am măsurat eu cu ruleta, că m-am pus și le-am măsurat eu. Și bineînțeles că i-a ieșit aiurea. Înțelegeți? Păi și la chestia cum ați măsurat? Păi la grosimi, la mulțimi, cum să măsor? Și ce factor ați folosit? Dom'le, el are pe avizul ăla când e trecut acolo, cât are, de 3 cm, 2 cm, de 8 cm, el nu avea cantitățile aia din aviz, cum nu corespundeau cu ceea ce am măsurat eu pe fiecare piesă în parte. Nu vă contest asta. Asta a fost. Eu v-am întrebat cum ați făcut dumneavoastră. Păi nu v-am spus că nu corespund. N-am măsurat cu nimic. Am măsurat. Păi tocmai acum a zis că ați măsurat. Dom'le, am măsurat să văd dacă în aviz sunt trecute exact chestii care sunt pe mașină. Adică vorbesc la grosimii. Și nu erau. Erau mai subțiri. Păi și... Erau trecute mai, piesele mai mari pe aviz. Păi odată a zis că le-ați măsurat, odată a zis că nu le-ați măsurat. Doamne, cum să măsori eu cu o ruletă? Dacă să-i faci, trebuie să dai jos piesă cu piesă. Ce să măsori? Fac cubaș tehnic, așa am făcut, am văzut. E ieșit aiurea și la cubaș tehnic, e ieșit în plus. Oricum mai faci, e așa în plus. Pe acolo trebuie luat piesă cu piesă. Da, trebuia descărcat și a fost luat piesă cu piesă, s-a confiscat masa-le noastră, adică nu păi s-a putut. Cât a avut în plus? Doamne, vă arăt documentul oficial ca să citiți mai bine. Vă dau să citiți? Haideți că vi-l dau. Haideți să discutăm dacă... la specia noastră, că nu interesează specia cealaltă, că... Da, dar nu, eu din punctul meu de vedere nu trebuia deranjat domnul Acum de la... Acum a fost opțiunea domnului polițist, eu v-am spus ce vreau eu, ce... Problema care ar fi asta este cu ISCTR-ul, restul nimic mai mult. Îi dă și sancțiunii care lemnile ieșite afară, asta a pronunțat foarte bine, am și solicitat chestia asta. În rest, n-are rost să mai... Să muncească și domnul pădurar să le cubeze ca să vadă că de fapt sunt... V-ați deranjat degeaba? Nu, domnule, eu v-am spus de la început, ați văzut că erați dumneavoastră aici, deci nu are rost să chinuim degeaba. Eu asta am spus. Eu am alte probleme. Dar faptul că ați văzut că sunt piesele în regulă, puteți să consemnați, să spuneți domnului polițist, domnule, corespunde numărul de piese și cam asta fi. Nu este nicio suspiciune că ar fi în plus sau așa. În rest... Acum, prima dată ați spus.
Ce? Aveți o suspiciune pentru că sunt mai multe. N-am avut timp să mă uit, v-am spus aveți puțin 10 minute răbdare să dau o tură să mă uit, că eu am fost în mașină când l-am văzut pe omul ăsta, că el abia urca săracul. Faceți niște afirmații nefondate și ne puneți pe drum și pe noi și pe eu dânsul pus care, pe drum, pe care a venit de la masă săracul, dar de dimineață e masă. Plecat la muncă. Domnule, l-am chemat pe domnul? Pentru că asta a solicitat mai devreme. Ce am solicitat? Să vină pădurar, să vină toate... Măi, fraților, deci garda de mediu, filmez, să vină toată lumea. Eu, garda de mediu, am solicitat pădurar și garda de mediu. Absolut. Nu se poate așa ceva. Așa atunci măcar? Da. Cum? Că și acum a zis odată așa, odată... Păi, invers. Să contrazice singur, ok. Da, deci eu nu l-am chemat, dânsul a venit și dă vina pe mine. Păi cubați-l, da. Dacă vreți să-l cubați, și nu vă las. Nu se poate așa ceva. Deci nu se poate așa ceva. Să mai și chinu. Doamne, Maica Domnului. Doamne, Maica Domnului. I-am chemat degeaba, auzi. Auziți-mă, frate, ce afirmație. Îmi bagă vorbi în gură. Adică eu să nu chemi pădurarul, ei îi cheamă. După care zice că din cauza mea. Uitați-vă pe înregistrare, dar dați înapoi și uitați-vă cât vreți. Domnul polițist. Lăsați-l să-și termine treaba. Auzi, dar tu până la ora 22 ai băi să circul pe drumul ăsta? Am autorizație de circulație, domnule. Până la ora 22 eu știu că n-au voie să circule după DN1. Vă duceți frumos în partea stângă de parbriz. Da? Și vedeți acolo unde... Lasă că îl întrebăm pe domnul polițist să ne lămurește mai bine. Păi dacă l-ați poprit, a stat aici o oră. Nu, are timpul lui când am sunat, când a oprit. Nu, nu, vreau să-l întreb pe domnul polițist. Auziți, domnul polițist, el pe, e DN1 ăsta aici, nu? Da. El are voie să circule până la ora 22, eu știu că nu are voie să circule cu camionul. Nu, este o contravenție și asta, da? Păi, și eu dați. Am luat legătura, da. Am încercat să luăm legătura cu cei de la ISPCR, nu răspunde nimeni. Dar foarte bine, îl imobilizați. Am avut o... Păi n-avem cum să-l imobilizăm noi, pentru că... Cum să nu? Și ce articol 117, aliniatul 1, litera C. În urma unei constatări, dar constatați. Dacă nu... Păi cum să constat că trebuie să vină ISCTR-ul, nu pot eu. Puteți să-l imobilizați? N-am până... cum să-l imobilizez nu. Dacă nu ba am da. ISCTR-ul. Eu uite. O să fac cu bajul cu domnul Pădurar. Nu mă interesează niciun cu baj, domnule. Uite, e ok, uite, poftim. Da? Eu dacă nu iau piesă cu piesă să păi da. N-am de unde să știu. Normal. Așa, din punctul meu de vedere, ar fi. Avem dumneavoastră un număr de la ISCT. De ce să am eu? Doi n-ați înțeles că eu... Noi am luat legătura, nu ok, nu am înțeles. Îl imobilizați. Aveți cu bada, mergeți, sunați la Ialomița, sunați ultima dată când am imobilizat un camion. Sunați să vedeți că există cadrul legal, nu puteți să lăsați să mai circule halul ăsta. Bada, bada, e un pericol public, uitați-vă la el, care are 45 de toni numai marfa. Domnule, are 45 de toni numai marfa ăsta. Și eu v-am spus că, domnule, punem pericol siguranța traficului rutil, are 45 de toni numai marfa, numai masa lemnoasă. Ăsta merge cu 60 de toni, omoară lumea. Ce treaba dumneavoastră, eu cum vă fac pânzii la parchet? Altceva nu știu să fac. Dacă așa vreți, așa vă fac. Uite, dacă nu-i spuneam polițistului că n-are voie până la ora 10:22 să circule, nu-i mai dădea sancțiuni. Trebuia să-i aduc eu aminte. Este? Nu există așa ceva decât după ora 22, tocmai ceea ce... A spus cu vă sancționează, să vede. Nu se poate așa ceva, să lăsăm pe omul ăsta să circule cu 60 de toni pe drumul public. Este inadmisibil. Nu mă interesează nicio sancțiune pe care eu dă, mă interesează ca să vină CCTR-ul să ia numele, să ducă marfa la jumătate corespunzător cum trebuie, conform legii, să nu mai pun în pericol pe nimeni. Nu se poate așa ceva, incredibil. Incredibil. Un alt polițist, da, un alt polițist care nu-și cunoaște atribuțiunile, nu știu cu cine vorbește ei acolo, că doar
Doar ce am fost în Ialomița și la fel s-a imobilizat și a doua zi s-a făcut inclusiv cubajul, da? Deci nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Este imposibil să lăsăm pe omul ăsta să meargă cu 60 de toni pe drumul public că plătești niște amenzi. Nu are nicio relevanță chestia asta. Absolut nicio relevanță. Ia uitați aici, mă, fraților. Camioanele sunt interzise pe D1 București, Ploiești, Brașov în cursul săptămânii între orele 6 și 22 tot anul. Da? El zice că are autorizații. Ce autorizații să ai, mă, nene? Tu nu vezi ce spune aici, că sunt interzise? Nu există niciun fel de excepții. Deci, mai mult de 7 tone jumate nu ai voie să, da? Nu există niciun fel, da? 14 septembrie. Decizia a fost luată în 14 septembrie. Uite, da? Între ore 6 și 22, de luni până joi. Azi este luni. Deci, uite, destul de clar. Da? Deci nu... Uite, niciun fel de excepții. Niciun fel de excepții. Doar riveranii, da? Omul ăsta nu e niciun riveran aici. Uite. Deci ca să vedeți și voi cum trebuie să mă rog de polițist să dea niște amenzi, care el, săracul, stă pe DN1 aici în fiecare zi și el nu știa. Poate o fi știut, dar trebuia să pronunții când a spus că dă pentru faptul că erau lemnele lișite afară, să fi pronunțat și pentru chestia asta. Deci nu există nicio altă, ca să v-am arătat tot articolul, da? Toată legea. Nu există nicio altă excepție. Uite, nicio altă excepție nu există. Să le arăt domnilor aici, da? Uite, uite. Să vă arăt să vedeți, uite, exact ce vă spuneam. Nu există nicio excepție, doar riveranii pe unde, care locuiesc pe aici. Sub nicio formă, omul ăsta n-are ce autorizație să aibă sau ce să facă, să circulă. Nu există, domnule, că uite cu alea, uite aici, deci nu există. Haideți să vedem ce domnul polițist. O fi, dar nu există. De unde autorizație dacă nu dă voie ăștia tot anul? Nu dă voie, decât 7 toni jumate, maxim. Uite, v-am arătat, acum să vedem, poate aveți dumneavoastră autorizații de alea contrafăcute. Da, să vedem. Da. Rămâneți aici cu mine. De ce să rămân aici? Pentru că așa. Păi și uite, eu trec, eu merg pe aici. Care e problema? Na. Hau, să rămân acolo. De ce să rămân acolo? Este prevăzut de 101 cu 300 de 111 cu 113, de la 990 la 1320 am dat un avertisment, da? Că nu este destul de mare. Mențiune aveți? Încercăm să mai sunăm la ISCTR, da. V-am spus, nu există, există. Rupă, echipă. O echipă. Pe Brașov nu cred că există. Există, da? Să-i mobilizați, v-am spus. Ansamblu. N-am pus să rețințe tot mai mult. Trebuie să vină ISCTR-ul ca să constate chestia aceasta. Și să constate. ISCTR-ul nu vine. I-am mulțit, domnule, marfa lui cu esența, să vedeți cât vă dăm. Nu, n-am nicio. A venit domnul Pădurar, da? Păi întrebați-i pe domnul Pădurea că cât este esența și mulțiți cu cât trecut în aviz. Să vedeți câte toni vă dă. Pentru faptul că circulă până în ora 22 nu mai sancționați. Este o contravenție, vă primești avertizment. Și pentru chestia aia avertizment. Eu știu că până 7 toni jumate poate să meargă pe DN1 până la ora 22. Da, și este sancțiune principală avertizmentul. A, și dați avertizment și pentru aia și pentru că avea lemnile ieșite afară. Domnule, protejați mafia, domnule, nu vedeți ce agent constatator. Dați avertizmente la omul ăsta care e cu 60 de toni și lăsați
să circule pe drumul public, să plece, să meargă, să pună în pericol siguranța traficului. Am sesizare, l-am oprit pe domnul, am verificat. Ce ați rezolvat? Am verificat avizul, da, ce ați rezolvat? Ce ați rezolvat? I-ați dat avizul, dacă mă prindeați pe mine cu centura, ne pus să-mi dădeați amendă. Și lui pentru chestia de asta. Da. Nu merg. Pădurar, o să aveți plângere pentru că camionul s-a pleacă de aici, din la fața locului, cu 60 de tone. Eu oricum vă garantez că va fi controlată firma atunci tot din secetele, dar de la București, că nu-i prima dată cum dă. Eu știu ce am de făcut, dar o să aveți plângere penal pentru favorizarea făptuitorului articol 269 și punerea în pericol a traficului rutier, așa cum merge omul ăsta și eu pot demonstra prin sancțiunea pe care o să-i dea secetereul de la București în următoarele 30 de zile, domnului. Și așa o să vă fac plângere și o să vă răspund fața aici dumneavoastră. V-am spus exact, nu aveți voie să lăsați să plece, aveți cadrul legal, v-am dat și OG-ul și articolul și v-am înțeles, dar aveți cadrul legal să-l imobilizați, nu lăsați să plece de aici. V-am înțeles, dar nu lăsați să plece. Aveți cadrul legal. Imobilizați-l. Domnule, sunați-vă șefii, imobilizați-l ăsta, nu poate să plece cu 60 de toni. Ba da, aveți cadrul legal, v-am spus. Aveți cadrul legal, nu puteți să lăsați să fie un pericol public, un pericol pentru traficul rutier, nu se poate așa ceva. Poate să, la prima curbă poate să se răstoarne și să omoare pe cineva. Nu dai dumneata viața înapoi. Da? Cade peste o mașină, cum a căzut peste atâtea. Da, nu se poate, fraților, nu se poate. Omul ăsta îi dă avertisment că de-aia spunea să nu vin, de-aia nu mă lăsa să vin la să filmez chestia asta, dar trebuia să stau acolo. Da? Îi dă avertisment pentru că avea masa lemnoasă ieșit afară, îi dă avertisment pentru că circulă până în ora 22 peste, da, 7 toni jumate, deci el nu avea voie să circule la ora 22 până la ora 22 și tot așa. Deci astea sunt niște făcături care, uite, sau nu știu cine o fi, că a oprit pe aici, da, deci să cunosc, să nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă, nu, chiar nu realizez. Nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Le dau cu cadrul legal, cu legi, cu articol, cu tot și nu vor să aplice. Nu vrea să aplice, dacă nu vrea domnul polițist să aplice, dacă m-a prins pe mine fără centură și fără faruri aprinse și cu 20 la oră, mi-a dat, cât mi-a dat, că nu mai știu, că mi-a dat, ați văzut și voi, va? Că vă sancționează poliția. E, pe ăsta când merge cu halul care merge, îi dă avertisment și colo, avertisment și colo. Deci la orice faci de avertisment. Voi vă dați seama? Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. L-am chemat pe pădurar. După aia zice că l-am chemat eu. Unde uitați să vă registrați că l-am chemat un pădurar? Asta ca să pierdem timpul, nu o să facem ceva util. Nu se poate așa ceva. Deci oamenii ăștia te fac să crezi că ești prost. Da? Deci te fac prost în față, așa, pur și simplu. Ei te fac prost în față, te prostesc în față, asta este menirea lor, da? Deci, vă spun ca să înțelegeți și voi, absolut toate camioanele care, la care n-au venit secetăriștii în momentul respectiv, le-am făcut plângeri la București și în interval de 30-40 de zile, au fost sancționați absolut toți, da? La firmele, ziua respectivă, am dat cu tot ce trebuie, cu număr, cu tot, și au fost sancționați pentru ziua respectivă, pentru ziua de astăzi. Ăsta tot o să fie sancționat, deci nu scapă, da? O să fie sancționat, dar nu rezolvăm nimic, adică el poate să omoare 7 oameni la prima intersecție. Și ideea este ca să nu fie pus în pericol absolut nimeni care circulă pe DN-ul ăsta. Că nu neapărat cu sancțiuni rezolvăm problema. Doriți să facem cubajul? Nu. E în regulă la cubaj. V-am spus de la început. Sumar, pare rău. V-am spus de la început. Da, e ok, totul e ok. Eu v-am spus ce problemă am. Dumneavoastră m-au... Vă rog, eu v-am spus. Stau aici, să luați legătura. Stau aici până vine secetereu, până dimineață. Dacă vine până dimineață, stau cu el aici. Vă dați seama că nu știu dacă... Noi încercăm să luăm legătura. Eu v-am spus cu articol, vă dau și scris, semnat, ce vreți. Aveți, n-aveți cum să lăsați pe ăsta să plece așa. El poate să facă victime. Am calculat așa, dacă ar fi de mult vechi și ar da cu 5 tone mai
35,6 mi-a dat din calcul. Nu. Deci tot acum a plus rău. Minus 1 e aproximativ. Atunci am de data asta plec. Haideți că mai așteptăm să da? Vedem ce zic colegii mei dacă reușesc în legătura. Chiar în cadrul poliției am avut de-a face cu polițiști care au un program care vine frumos cu laptopul și poate să scoată tahograful, omul poate să ducă la cântar, poate să refuze cântarul, chiar și polițistul poate să dea sancțiuni privind refuzarea cântarului. Deci sunt mai multe posibilități chiar și în cadrul poliției. Dacă vreți dumneavoastră să chemați echipa aceea care se ocupă cu chestiile astea, ei știu foarte bine ceea ce au de făcut. Dar el nu poate să plece de aici. IZCTR-ul îl liniștește definitiv să nu mai facă chestiile astea, că nu mă apuc de lucru din nimic. De ce trebuie să stai eu să mă lupt cu poliția? Bine, mă lupt în scris vorbind, nu altfel, că nu mă iau la bătaie. Păi, voi vă imaginați ce înțeleg oamenii ăștia care se uită la noi la filmările astea, adică ce înțelege un alt șofer de tir că mi se poate întâmpla, adică nimic. Dacă el nu pățește nimic și pleacă acum pe lângă noi, ei o să înțeleagă că se poate și vor face asta în fiecare zi. Asta este problema principală, da? Adică încurajăm în continuare să vedem chestiuni de genul ăsta, da? Să vedem chestiuni de genul ăsta care sunt acum. Nu, sub nicio formă, lucrurile astea nu trebuie tolerate. Lucrurile astea trebuie puse la punct, sancționate, da, să-i se ia numele, să-i dea 200 de milioane amendă, 4.000 de euro să-i dea, 5.000 de euro să-i dea, să saturi, să doarmă în cabină noaptea asta, să păzească lemnul și dimineață când trebuie să plece, să vină cu un alt camion, să ducă lemnul la jumătate, ca de altă dată să nu mai facă. Așa trebuie schinuiți, că avem cadru legal, avem legi, da? Nu cu avertizmente și lăsa să treacă, sub nicio formă. Uite, și aici la fel, da? Cu program, cu tot frumos, 6.24, da? Deci nu au voi, sub nicio formă. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Și el a dat avertizment la toate alea. Să poate așa ceva. Să poate așa ceva. Așteptăm, domnule. Așteptăm? Da, da. Da. Au echipă mobilă, domnule, sunt pe traseu ei la ora asta, poate să vină, nu-i așteptăm și... Bineînțeles! Dacă nu-mi răspunde, mie v-am spus, încercăm să... Îl imobilizați, spun dimineață, până răspunde la 8, la 9, la 10, v-am dat cadrul legal, v-am spus, în OG 195, 117, aliniatul 1, litera C, citiți să vedeți dacă puteți să, sau nu puteți să-l imobilizați pentru supratonajul ăsta care îl are el acum. Cum? Să poate așa ceva. Trebuie spus la punctul oamenii ăștia. S-au întâmplat suficiente lucruri ca să mai întâmple și acum. Haideți să vedeți că nu mă apuc de lucru de nimic și că nu văd nici gogoși. Spune așa, următorul răspuns primit din partea ISCTR-ului de la București, da? Urmare a adresei dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în transportul rutier ISCTR cu numărul 7905-2503-2024, prin care relatați evenimentul petrecut pe strada Transilvaniei din municipiul Buzău. Deci asta este tirul cu cheresteaua, da? Cel care nu se vedea. Deci era cu prelat, da? Acoperit. Clipul este public pe activistul buzoian. În ziua de 28.02.2024, orele
15.45 la transportul de material lemnos efectuat cu ansamblul de autovehicule București 888 TCN și București 33 MFP, vă comunicăm următoarele. Deci oamenii nu au venit când a solicitat polițistul atunci ISCTR-ul, nu a venit și după care el s-a dus în port. Știți cum a fost povestea, da? S-a dus în port, a descărcat și am fost păcălit că o să se facă cu bajul și nu s-a făcut. Acolo au fost alte chestii care contravin legii. Spune așa, conducerea ISCTR, după reclamația mea, deci ei n-au venit la fața locului pe strada Transilvania, după reclamația mea, au dispus desfășurarea unor acțiuni de control și verificări referitoare la evenimentele relatate, adică la ceea ce am reclamat eu în acea zi, chiar dacă ei n-au venit și n-au fost prezenți acolo. Pentru că, măi, fraților, în baza avizului se poate delimita destul de clar chiar și tonajul, exact ceea ce tot mă doare pe mine gâtul aici, adică când îi spun domnului polițist. Dar domnul de la ocolul civic, de unde a venit el, de la garda forestieră Pădurar, nu știu cum, a spus că el e în regulă și cu tonajul, că eu nu știu ce, cum, ei n-au treabă cu tonajul, într-adevăr, dar să pronunță și pe niște chestii care nu le cunoaște. Inclusiv polițistul întreba de tonaj pe omul ăsta, că dacă ar fi să nu ar fi în regulă. Deci lucrurile așa sunt. Bun, conducerea ISCTR, da, a dispus de desfășura un acțiune de control și verificări referitoare la evenimentele relatate, da? Astfel, în urma primelor verificări desfășurate, deci au fost la sediul, da? Desfășurate la sediul operatorului de transport care utilizează, deține ansamblul de vehicule masiv menționat, au fost constatate abate de la normele specifice transportului rutier, drept pentru care inspectorii ISCTR au aplicat sancțiuni conform dispozițiilor legale în vigoare. De asemenea, ISCTR răspunde solicitărilor venite în partea Poliției Române doar în limita resurselor umane disponibile în acel moment. Deci, ceea ce vă și spun în acest caz, adică dacă omul ăsta nu are în acest moment ISCTR-ul, nu are personal, nu e niciun fel de probleme, să imobilizează și până când vine ISCTR-ul la fața locului. Da. Și spune în continuare. De asemenea, ISCTR-ul răspundea solicitor, ia stați că a venit polițistul, ia. Bun, domnul Nicio. Ce a să văd? Verificat documentele, da, am verificat și pe sumar. Da. Am încercat să luăm legătura cu ISCTR-ul, până acum nu răspunde nimeni. Da. Eu mai mult de atât nu am ce să fac, noi nu avem protocol cu ISCTR-ul. Nu, dar puteți să-l imobilizați până dimineață. Nu am cum să-l imobilizezi pentru că nu pot să rețin pe domnul aici. Sunați la autostura Buzăului. La autostura Buzăului, vedeți dacă mai doarme ofițerul de serviciu și întrebați cum au imobilizat ei ultima dată București 163 Leo. Am luat legătura cu Brașov, eu n-am cum să-l țin pe domnul aici. Vreau să sunteți la Brașov. Am luat măsura contravențională, suntem la Brașov. Da, întrebați la autostura Buzăului cum au imobilizat ei București, eu unul și-a... Eu la Tursura Buzăului, eu sunt păi la vedeți, Brașov. Păi acolo e altă lege și aici este altă lege. Tursura Buzăului e în altă zonă. Într-alt județ, da. Nu-i tot în Brașov. N-am cum să... Da. Am sunat, am așteptat, ați văzut... Bine, aveți dreptate, că e incovaz, da. Am luat legătura contravențională, am verificat da. Actele, are permis, are toate actele în regulă. Și lăsa să circul cu 60 de toni pe drumul public. Păi n-am de unde să știu dacă are 60, că nu pot să cântăresc eu. Și dacă eu vă demonstrez că el are 60? Cum să-mi demonstrați? Păi uitați, chiar acum a filmat chestia asta care vrea ca să o să apară și public, cum au fost sancționați alții, tot din ISCTR, la interval de o săptămână, o lună, ISCTR, da? Tot polițiști care le-au lăsat... Cântăriți. Nu, n-au fost cântăriți destul de ceofor. Să mulțește esența, la... păi cum știu să iau eu? ISCTR-ul la noi nu răspunde, posibil, din câte știu, nu au permanență. Posibil să aibă cei de la Prafa sau de la București, nu știu, că a spus ceva de București dumneavoastră. Așa, trebuie să mă prim după el toată țara. Eu am încercat, domnul Nițu, da? Da, dar aveți pe competență să-l imobilizați. Dumneavoastră nu vă îndepliniți atribuțiunile de serviciu. Ba da. Da, auziți, dacă ăsta se răstoarnă acum și omoară pe cineva, că uite, pleacă acum. Dacă omoară ăsta pe cineva acum... Poate întâmpla inevitabil, adică... Uitați-vă ce încărcătura are pe inevitabil. El nu e autorizat să ducă încărcătura aia. V-am nu. Spus ce măsuri am luat, da. Altceva nu mai am. Da, bine, sănătate, o să aveți plângeri la parchet. Da, poate așa, nu, este inutil să mai, da, să mai bag capul cu oameni de genul ăsta. L-a lăsat să plece, ați văzut, da, de asta am și filmat că omul a plecat,
vă mai citesc în continuare să vedeți exact cum o stă treaba. Au plecat și domnii polițiști, da? Deci au plecat și ei, uite, au plecat și ei, da? Am rămas eu singur aici. Nu se poate așa ceva. Incredibil, incredibil cum i-au favorizat, da? Le-au dat niște avertizmente și l-a lăsat în pace și l-a lăsat să circule cu 60 de tone. Exact ceea ce fac polițiștii ca să favorizeze, adică lasă să circule când ar fi trebuit de fapt să chemi SCTR-ul. Deci ceea ce spuneam, ca să termin aici, să vadă toată lumea, chiar dacă nu au resursele umane, așa cum spui, dar doar în limita resurselor umane dispunem în acel moment, în cazul în care în lipsă de persoană nu se poate interveni la un moment dat la solicitarea poliției române, de ceea ce s-a întâmplat acum, atunci se efectuează în termen cât mai scurt control la sediul operatorului reclamat. Asta numai dacă fac eu plângere, că nu o să-i facă poliția niciodată. Asta s-a întâmplat de fiecare dată când eu am făcut plângere și într-adevăr s-a aplicat legea, durează puțin, dar se aplică. Așa, pentru a se identifica eventuale încălcări ale legislației în vigoare, iar în cazul în care sunt constatate abate de la reglementări specifice transportului rutier, se vor aplica măsurile care se impun. Totodată, dorim să vă comunicăm faptul că Inspectoratul de Control Rutier este organizat, da, povești aici, da, povești, și, da, nu mă interesează restul, dar ce mai, da, și alte chestii care nu-și mai au rost să mai le comentăm. Da. Important este că, adică să înțeleagă toată lumea, important este faptul că el se bucură că a scăpat omul ăsta, da? Care a fost acum cu niște avertizmente, cu ce l-au favorizat, că din punctul meu de vedere el a fost favorizat. Nu se poate să-i dai două avertizmente. Ce se întâmplă? Nu mai aveți nevoie de bani la buget? Alo, poliția română, nu mai aveți nevoie de bani la buget? Vreți mări de salarii? Vreți și dați două avertizmente într-unul? Într-un proces verbal, nici măcar o sancțiune? Unul care merge cu 60 de toni pe drumul public și până ora 22 n-avea ce să caute aici pe drumul ăsta, pe DN1, că trebuie să meargă cu 7 toni jumate, limita maximă admisă, și el a mers cu 60? Alo, avea un metru și ceva ieșit afară, dar nesemnalizat nimic. Avertizment. Nu știu ce s-a întâmplat cu băiatul ăsta, cu polițistul, că nu ne-am înțeles. Nu. A dat telefon, a făcut, nu o să stau să mai alerg după ăsta, că merge el în Prahova să mai chem ISCTR-ul, pentru că este deja prea mult, că ISCTR-ul o să îi le trimit la firmă acolo și o să fie, așa cum ați văzut, v-am arătat, da? Că nu mint, nu vând gogoși, nu mă apuc de lucruri de nimic. Ați văzut destul de clar, v-am arătat alb pe negru document cum să aplică legea, dar la interval de 30 de zile. Nu-i nicio problemă, nu mă doare mâna să scriu. Scriu, primesc, deci tot pe unde trec să faci curățenie. Să faci curățenie. Da? Păcat că în cazul de față, deci eu acum, eu scriu mai mult la polițist, că îi fac plângi la parchet cu DVD, cu, da, cu trimisii, cu absolut toate astea, pe poștă, că nu să stau să... da? Și atunci o duc o luptă cu el, că nu știa unde priți atribuțiunii de serviciu. Am spus destul de clar, OG-ul la 195, exact ca la Covazna, că la întorsura Buzăului, când a fost oprit băiatul cu Leo, imobilizat, da, toată noaptea, ați văzut și voi, frumos, a doua zi s-a luat numerii, s-a aplicat legea. OG-ul 195, da, articolul 117, aliniatul 1, litera C, privind imobilizarea ansamblului când are masă lemnoasă, când are supratonaj, de fapt, da? Așa că, când are masă lemnoasă, în plus față decât admite legea, cu tot cu ansamblu, camion și remorcă. Deci, cam asta este, din punctul meu de vedere, băiatul ăsta i-a favorizat cum a vrut el, dar nu o să scape pentru că ISCTR-ul are amenzi foarte mari, da? Foarte, foarte, foarte mari. Și aici el ar trebui să-i dea, ați văzut ce a spus, că amenda e de la 1000 la 3000 de lei pentru faptul că erau buștenii ieșiți afară și el le-a dat, i-a dat avertisment. Deci nici măcar nu i-a dat 1000 de lei. Haideți, v-am pupat, la revedere!